Președintele Klaus Iohannis a promulgat o lege prin care gospodăria țărănească va fi scutită de impozit pe terenuri și clădiri. Acest lucru este posibil cu condiția ca respectiva gospodărie să fie înscrisă într-o cooperativă agricolă. Actul normativ va intra în vigoare din momentul publicării în Monitorul Oficial. Această facilitate fiscală va fi valabilă pentru primii 5 ani de la începerea activității, în cazul celor nou înființate. Aceeași perioadă este valabilă și pentru cele deja existente. Se poate spune că viața la țară devine atractivă cu precădere în rândul tinerilor corporativi. Peste 22.000 de tineri au cerut deja finanțări ca să se poată muta la sat. Sunt căutate mai ales casele din localitățile aflate în apropierea marilor orașe. Tinerii spun că nu vor să mai stea izolați în apartamente, că simt nevoia de aer curat și de un spațiu mult mai generos. Nu le place însă faptul că la țară conexiunea la internet este încă slabă. Anual în România, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, peste 100.000 de oameni se mută de la oraș la sat, în timp ce numărul celor care se mută de la sat la oraș este de peste 85.000.